CSU din Suceava continuă să-și întărească lotul de jucători în perspectiva viitorului sezon al Ligii Naționale de handbal masculin. Universitarii au obținut zilele trecute semnătura internaționalului Irakli Kbikashvili. În vârstă de 22 de ani, acesta evoluează pe postul de coordonator, iar în sezonul precedent a fost legitimat la CSM Reșița, grupare cu care a retrogradat din Liga Națională de handbal masculin. Kbikashvili este a șasea achiziție efectuată de echipa locală de handbal în această vară. Ceilalți jucători aduși la Suceava sunt turcul Cernal Katahia, Adi Târzioru de la CSM Bacău, Alin Roșu de la Steaua București, Alexandru Bologa și Leonard Ștefan de la CSM Făgăraș.